Poartă mască, spală-te pe mâini, păstrează distanța, evită sistemul sanitar românesc. Chiar dacă în spitale e criză de personal, moartea e mereu la datorie. Da, mă! Da, mă, dă-i afară pe toți ospătarii, dă-i dracu să ia, mă. Păi ce să-i mai ținem acum, le dăm degeaba de mâncare? Să-i tăi la Crăciun, mă, nebunești. Nu, mă, dă-i pe toți în șomaj. Hai, dă-i dracu, nu mă interesează pe mine că rămân pe drumuri. Hai, noroc. Da, doamnă, mă scuzați, unde rămăsesem? Ziceați că aveți un restaurant. Da, da, am un restaurant și dacă tot ne închideți acum cu pandemia asta, aș vrea și eu un ajutor ceva, știți? Na, așa, mi se pare normal ca statul să sprijine un întreprinzător ca mine, care vorba aia, dă de mâncare la mii de oameni. Aveți mii de oameni angajați la restaurant? Nu, doamnă, nu. Știți clienții. Știați clienții, uh-huh. Da? Care na, vin la noi și ei vin să mănânce la noi la cărciumă, noi le dăm să mănânce. Nu știți cum funcționează un restaurant? Și câți angajați aveți? Cu acte oficial, adică... Pe cum altfel? Da, normal. Ce? Deci lăsați-mă un pic. 5 cu acte. Doar 5 la un restaurant cu mii de oameni? Sunt destui și 5, doamnă, dacă știi să-i muncești, dacă știi să-i... N-aveți idee, păi ce... E drept că ne mai ajută și clienții. Cum adică vă ajută clienții? Păi ne ajută, că nu se plâng dacă... Na, venim după o oră să le luăm comanda sau... Ei, s-au obișnuit cu situația, nu fac scandal, nu știu și ei că avem oameni puțin, că nu ne descurcăm. Na, bun, deci vreți un ajutor de la stat pentru acești angajați, pentru cât e închis restaurantul, da? Nu pentru angajați, doamnă. Nu pentru mine vreau. Păi și cu ei ce faceți? Îi dau fără dă-i dracu, ce am luat să-i cresc acum? Haideți, doamnă, ce n-ai mai... Nu, că așa ceva n-am mai văzut. Da. Singurul motiv pentru care v-ar acorda statul acest ajutor ar fi ca să păstrați locurile de muncă, să vă țineți în continuare angajații. Nu, doamnă, eu cred că dumneavoastră nu mă înțelegeți pe mine. Eu am mult mai mare nevoie de banii ăștia decât pârliții aia de angajați. Păi ăia sunt niște sărăcani, doamnă, eu ca patron m-am obișnuit cu un anumit nivel de trai, cu am un anumit stil de viață, am leasing-uri la mașină, am rate la casă de vacanță, nu pot eu acum să rămân fără bani. Ei, dacă rămân fără bani, nici nu simt diferența de dracu. La cât de prost îi plăteam, erau sărași și până să vină pandemia, vorba aia. Da, să văd dacă am înțeles eu bine. Deci vreți un ajutor de la stat, da, ca să vă plătiți rata de la casa de vacanță și leasing-ul la două mașini? Trei, că i-am luat și lui ăla mic un Bentley, că făcea oia de la facultate din Elveția mișto de el. Nu, da, se poate așa. Ba se poate, n-aveți idee cât de răi sunt ăștia la facultățile astea pe afară. Ăștia cu de bani gata, vai de capul. Eu refuz să cred că vorbi serios. Doamnă, eu vorbesc serios și mă uit aici, mă cam grăbesc că trebuie să ajung undeva. Unde vă grăbiți? Mai aveți de dat oameni afară? Nu, doamnă, mă duc la clinică să văd dacă... Aici mă uitam să văd dacă mi-a ieșit... Dacă mi-a trecut COVID-ul ăsta, că mi-a ieșit ieri un test pozitiv și acum mă duc chiar să văd dacă mi-a trecut între timp. Tu ești nebun? Ai venit aici să mă infectezi? Păi nu, doamne ferește, eu am venit după un ajutor. Doamnă! Doamnă, unde... Extraordinar! Doamnă! Haideți că și eu, nu e grav. Păi am luat și eu de la ospătarii mei. Toți au avut forme ușoare de COVID, nu e. Unul a murit, ceilalți au dus boala pe picioare. Sunt câteva personaje de care se pare că nu putem scăpa. Nu vrea partidul, nu vrea Orban, vor muri ăștia cu ele în brațe. Asta e, da. Dar puteți măcar să nu le mai scoateți în față. N-aveți, mă, un beci ca lumea acolo la guvern? Amenajați-le ceva acolo, domnul, și că vă rog eu, că ne enervează și, uite așa, pe fondă, stres, ne scade imunitatea, domne. Fiecare poate își dea cu părerea, dar noi suntem puși în postura să luăm măsuri și spun eu că până în momentul de față s-a păstrat un echilibru. La noi încă suntem în picioare din punct de vedere al sistemului de sănătate, pe când alte țări mult mai puternice decât noi au mari probleme. Vai de mine, mi-a așa o greață de modul ăsta de a gândi, e ceva de genul, e lasă-mă ce dacă ai băut cuie cu motorină, uite că n-ai murit. Bă, n-am murit, dar mi-au crescut tentacule pe fund și când deschid gura mă doare creierul.
Cam așa a fost cu Boc, vă amintiți? Când se lăuda el că ne-a trecut prin criză. Ne-ai trecut în alt preamicimea ta, dar scopul nostru nu era să trecem, că de trecut au trecut toți. Scopul era să nu ne târâm, mă, să nu moară oamenii de sânge rău și umilință. Voi vă dați seama că după această pandemie o să-i vezi pe ăștia că vor cere să fie decorați? A? Ne vor scoate toată viața ochii că ne-au scăpat de moarte, Doamne! Și pot să spun că în această situație guvernul împreună cu mine ne-a mișcat bine. Ce aveți, bă, fraților, domn președinte? Își ia singur scamele de pe haină în oglindă. Oh, vai, domn președinte, dar ce scamă perversă aveți aici. Lăsați că am luat-o eu. Bă, rușine să vă fie, mă, Orban, PNL. A ajuns, domn președinte, să se laude singur. Trimiteți, mă, un grup de lăudători la Cotroceni și spălați rușinea, rezolvați cazul. Oricum, fraților, când ajunge să spună omul de tinichea despre el că s-a mișcat bine... Să dea Domnul să fie mai curând. Hai că pe asta n-am mai pomenit-o. O educatoare din Fetești a lovit un copil în clasă, a filmat scena și a trimis-o pe grupul de WhatsApp al clasei. Bravo! Bravo, doamnă, așa se face. Bă, asta înseamnă transparența. De ce să ne ascundem, domne, după pumn? Babă, corect, regulamentar, directă de dreapta la figură, fără ocolișuri, fără perdea. Nu, că putea să dea la ficat unde nu lasă urme. Femeia a dat la față. Na, oribil moment. După ce a trimis filmulețul pe grupul de WhatsApp, individa aștepta, citez, laude și idei de viitor. Da, doamnă, o idee de viitor ar fi să vă depuneți dumneavoastră dosarul la jandarmerie. Acolo s-ar putea să fie locul dumneavoastră. Sau la echipa națională de fotbal a României. Poate așa mai batem și noi pe cineva. Înțelegem că în acest moment decizia este să o eliberați din funcție pe această educatoare. Da, sigur că da, este măsura pe care trebuia să o luăm urgent. Aș vrea să o informez opinia publică. În primul rând, de aici am plecat în cursul zilei de astăzi sau începând de astăzi, doamna educatoare nu a mai avut acces în grădiniță. Ei, a dat și ea, au dat-o și ei afară, ca la orice bătaie. Auzi că era pensionară, dar își prelungise activitatea. Știți cum se zice? Haideți, domnule, că are o experiență, nu și-a spus încă ultimul cuvânt în educație, mai are și câteva palme de dat. Oare cum vom scăpa de aceste obiceiuri? Și când? Nu mai pot, mă ia cu capul când aud oameni maturi spunând chiar cu, așa, cu mândrie uneori, că lasă, domne, că și pe mine m-a bătut învățătoarea și uite ce bine mi-a prins. Ia, mă, ce bine ți-a prins. Hai să vedem cât de bine ți-a prins. Mai evoluăm, mă, și noi. Înțelegem și noi odată că violența n-are ce căuta în comportamentul uman, cu atât mai mult la copii. Uite, cam asta obținem când ne lăudăm cu bătaia. Șmecheră! Cum? Ce ziceți? Așa făceam și noi? Da, într-adevăr, așa făceam și noi. Și cu ce ne-a ajutat în viață? Unii au rămas tot acolo pe coridor urlând ca apucații. Haideți, bă, ca măcar noi ăștia care am evoluat un pic să încercăm să schimbăm obiceiurile. Adică să filmăm, să dăm pe grupuri, să așteptăm la... Doamne ferește! E o nenorocită de ridicătură din gunoaiele țării. A, și încă ceva deosebit. Scandal într-un cartier din Bistrița, se băteau două femei. Vine poliția, le amendează bine de tot, după care ce s-a gândit un polițai? Bă, ia să fac, mă, eu o mică diversiune, să uite lumea de necaz, știi ce zic? Ca să destindă atmosfera, a lăsat manele să răsune în sistemul audio al mașinii de serviciu și a dansat alături de localnici. Excelent! Practic, cum ar spune un reporter care transmite de pe litoral, domnul polițist a dat tonul distracției.
Bine, ar fi fost tare de tot ca la un moment dat să se dea jos din mașină și să-i amendeze pe dansatori pentru că nu respectă distanța. Data viitoare ar trebui să le spună: bă, dansați, dar mai răsfirați, da? Imaginile au ajuns și la conducerea Inspectoratului Județean de Poliție, care face acum verificări să vadă dacă se impun sancțiuni. Ce sancțiuni, mă, șefu? Adică de ce sancțiuni? Foarte inspirat a fost domnul polițist. De obicei, când se duc la intervenții de-astea, prima grijă a polițailor e să urle la participanți: stați pe loc, nimeni nu mișcă! Ăsta e exact invers. I-a făcut să se miște. Hai, hai, toată lumea, mâinile în aer! Este, mă! Am auzit că i-au lipit și niște bancnote pe frunte. Așadar, încă o dată, ce sancțiuni? Terminați cu prostiile astea. Ce-ați fi vrut să facă polițistul? Să le pună pe stație imnul național, cum a ordonat Vela în primăvară? Să-l dea oamenii în judecată pentru rele tratamente? Ajungea cazul la CEDO, statul român era condamnat pentru tortură, sigur. Bravo, bravo! Dați-vă, mă, de acolo, să-l filmez pe domnul, nu pe voi! Să vezi acum o nouă modă. Toată lumea din cartier își cumpără mașini de poliție, că uite ce bine se aud manelele. Iar poliția o să-și tragă mașini de curse. Și așa se plânge sindicatul că polițiștii nu mai fac față în trafic, n-au nicio șansă în urmăriri. Agenții îl urmăreau cu o mașină care are o capacitate cilindrică de un litru și n-ar fi avut nicio șansă să-l ajungă din urmă. Polițiștii se plâng că mașinile de intervenție n-au nicio șansă în fața bolizilor infractorilor. Păi vorbiți cu conducerea poliției, cu ministerul, vorbiți cu șefii. Poate se duc și ei în audiență mai sus. Mai sus la domnii interlop să doneze câteva mașini mai acătării pentru instituție, nu? Ca să nu mai meargă până la Iași și anul acesta, s-au dus destui oameni sănătoși acolo, Răzvan Anghelescu a găsit în Ploiești o biserică dotată nu cu moaștele sfintei, dar cu ceva veșminte, dacă am înțeles eu bine, pe modelul Bai Sfânta Parascheva, cum erau emisiunile alea mondene. Deci, de sezon, Vax Populi. Pentru aceasta și cu împreună se bucurăm. Am fost mereu în fiecare an la Iași, dar acum cu epidemia aceasta... Nu ce părere aveți că nu ne-a mai lăsat la Iași? Cum vi se pare? Nu e normal ce a făcut, să știți. Nu este normal. Asta nici la închinare și la credință n-avem dreptul ca să putem să ne rugăm cum ne-am rugat în fiecare an. Deci am atâți ani de zile de când am practicat, de când am mers la Sfânta Paraschiva. Dar n-am nu probleme cu... A fost gripe, a fost alte probleme, dar nu așa în halul ăsta. Vă gândesc că veți ajunge în ziua în care vă vă duce la moaște să le pupați cu masca pe gură, pe masca pe față? Da, nu le pup cu masca pe față. Nu, aici este, aici și așa pup. Deci am pupat icoanele libere și nu m-am îmbolnăvit nici acum. Să ajungem la Iași? Nu aici. Ce spuneți, că nu ne-au lăsat anul ăsta să mergem? Ce se întâmplă? De ce nu vor să... Nu știu, dar nu e normal asta. Nu e normal. Nu-i corect. Am fost fiecare an la Sfânta. Adică să nu vă îmbolnăviți acum când ați fost aici? Nu. Ne-a fost. De ce? Pentru că Sfânta ne face bine pe toată lumea. Nu avem cum să ne îmbolnăvim, spuneți în prezent. Nu să ne îmbolnăvim, domne, n-avem pentru ce. Ce sunt moștele? Un sfânt din partea Iisusului Hristos. De ce vă duceți la moaște? Ce vă convine? Credința în Dumnezeu face minuni. Fac minuni moaștele? Face. Ce, doamnă, de unde aveți, de ce aveți credința asta? Pentru că am fost și m-am rugat la moaște și mi-a ajutat Dumnezeu. Ce minune v-a făcut dumneavoastră? Să nu mai fie pe calea cea dreaptă. De ce sunt importante pentru noi românii moaștele? De ce? Că ne-a scăpat de tot necazul. Și pe timpul războiului și înainte de război. Ajută moaștele. Ajută. Vă duceți fără teamă acum că ar putea să vă luați un virus? Azi, în niciun caz, am fost prin atâtea locuri. Chiar în criza asta în care suntem, am fost prin atâtea locuri și nu. Dacă există credință, dar trebuie să existe din tot sufletul. Am venit să mă rog la Sfânta Paraschiva de pandalia asta care a dat
peste jandarmerie, peste au și aici ce dă lume. A pus garduri peste garduri, nu știu pe unde să mai intră la biserică. Ia uite-te și matale ce e aici. Ne uităm și noi. Vandalie nu e pe da. E frică să nu vă îmbolnăviți? Încă deocamdată nu. De ce? Deocamdată nu, pentru că n-a venit virusul peste noi să tușească lumea. Nu te îmbolnăvești, și cu mască și fără mască. Ce părere aveți de... Cine se poate îmbolnăvi? Am voie să spun? Da? Mie cam frică să spun. Cei care nu cred în Dumnezeu. Nu v-a fost frică să nu vă îmbolnăvi, să nu cu coronavirus? Nu, nu. De ce, domn? Nu, mi-e frică. Nu putem să luăm dacă sunt moaștele aici sau de ce nu voi? E o gripă simplă, un pic mai puternică și atâta tot. De moaștele astea ce știți? Ce sunt alea? Adică? Ce sunt moaștele? Nu știu. Și masca ne ajută sau mai importante sunt moaștele? Nu, masca trebuie să o purtăm ca să mai treacă din ea. Dar n-aș crede treaba asta. N-aș crede. Mai puternice moaștele sau masca? Care e mai puternică în lupta cu virusul? Mai puternică este moasca. Chiar dacă nu ne-au lăsat, ne vine să plângem. Că s-a ajuns așa cum s-a ajuns. Ce să facem? Uite, venim. Voi e frică să nu vă îmbolnăviți în prezența moaștelor aici sau e mai greu? Nu mi-e frică. Voi e frică de virusul ăsta să nu vă îmbolnăviți? Cum o vrea bunul Dumnezeu? Numai de El deține. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.